La Ungheni a fost lansat proiectul Acțiuni Durabile pentru Creștere Economică prin Turism în valoare de 800.000 de euro, finanțat de Uniunea Europeană. Cu acest prilej, municipiul a fost vizitat de o delegație UE în frunte cu ambasadorul Yanis Majeix. Tot astăzi, municipiul Ungheni și Cahul au primit câte un grant de 50.000 de euro pentru infrastructură și business. Cu sprijinul Uniunii Europene, în Republica Moldova vor fi formate mai multe grupuri locale de acțiune și vor fi create noi locuri de muncă, în special la Ungheni și Cahul. Well, Ungheni is one of the focal regions for the European Union cooperation with the Republic of Moldova, and this is my first time in Ungheni. I have been only this is a project to strengthen the capacity of the region on promoting tourism. Proiectul Acțiuni Durabile pentru Creștere Economică prin Turism este implementat în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă și Primăria Municipiului Ungheni. Nouă ne revine o activitate foarte amplă de informare și conștientizare a publicului larg, privind valoarea obiectivelor turistice pe care le avem aici. Dorim să îi conștientizăm, să fie cât se poate de activi în ceea ce privește portul popular. În cadrul proiectului vor fi identificate câteva rute turistice. Va fi construit un centru de informare turistică care va include și o sală de expoziție. Că dacă vrei să vină oamenii să facă investiții, că asta este ideea de dezvoltare economică, trebuie să te faci auzit, să te faci văzut. Și anume turismul în ideea noastră este o oportunitate perfectă pentru acest lucru. Compania lui Denis Tănașciuc este una dintre cele 55 susținute de Uniunea Europeană. În cadrul programului Eu for Moldova, regiuni cheie. Cu ajutorul grantului am achiziționat mai multe echipamente și utilaje pentru dotarea, în primul rând, secției de producere și pentru zonele unde ne mijlocit comercializăm produsele noastre. Grantul a fost în valoare de aproape 30.000 de euro. And we are implementing a 5-year program called EU for Moldova Focal Regions in Ungheni and in Cahul. And this program is a 5-year program financed by the EU and really focusing on integrated economic and social development in these two regions so that the two regions are model for this development. Avem o componentă largă, mare, 1,7 milioane de euro sunt bani nerambursabili acordați de către Uniunea Europeană în cadrul programului EU pentru Moldova regiuni cheie. Grație UE, centrul municipiului Ungheni arată altfel. Oamenii se pot bucura de o infrastructură dezvoltată și chiar de un havuz. Programul EU pentru Moldova regiuni cheie a investit peste 1 milion de euro în renovarea centrului municipiului Ungheni. Suntem aici în Piața Independenței, dar în spate avem și strada națională care a fost complet renovată. Ceea ce nu putem vedea, din păcate, dar sunt rețelele de apă, canal, care la fel au fost renovate în zona centrală. Acum sunt în derulare amenajarea pistelor pentru bicicliști. Ungheniul și Cahulul au mai primit astăzi câte un grant de 50.000 de euro. Acest grant este foarte binevenit în ceea ce privește implementarea multiplelor proiecte care va viza atât infrastructura, cât partea economică, dezvoltarea și susținerea micilor, tinerilor antreprenori care urmează să-și deschidă sau să-și dezvolte afacerile. O echipă de profesori și copii de la Centrul Multifuncțional Regina Maria din Ungheni a creat lucrări de artizanat pe care le-a oferit în dar oaspeților. Este un centru renovat și deschis cu ajutorul granturilor oferite de partenerii europeni ce ține de tradiții, de promovarea atât a portului național și a tradițiilor populare, deci pentru turiști este de bun augur. Și sperăm să avem la noi la centru cât mai mulți vizitatori. Păpușica Regina Maria. Neapărat dăruim o păpușă gazdelor care ne primesc sau care vin la noi în ospiție. Localnicii se bucură de tot suportul oferit de Uniunea Europeană. De la o vreme încoace, de când m-am întors în țară, că se vede 13 ani de când m-am reîntors, am observat foarte mari schimbări în oraș și investiții cât la început
am avut senzația că mă întorc în Uniunea Sovietică, dar acum pavaj, curățenie. Foarte frumos eveniment. Dar veni mai mulți aici la noi ungheni cu așa ceva, cu proiecte, cu granturi. Mai multe persoane sper să stea pe loc, să nu facă influența asta de a pleca peste hotare, fiindcă avem o țară foarte frumoasă și cu o cultură foarte frumoasă în primul rând.